Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi un invitat special și am și bucuria și onoarea să îl am ca invitat pe Dan Cruceru, om de televiziune, prezentator, tată a doi copii, jurnalist, soț și cred că le-am acoperit pe toate. Blogger la Tati cool, Uh, am încercat să fac o prezentare subcintă, dar în același timp să nu uit nimic, pentru că uh, invitatul nostru este, așa cum spuneam puțin mai devreme, uh, un invitat important și iată, vorbim uh, astăzi despre familie, pornind discuția noastră de la cartea familiei care merită mai mult de doctor Șefali Țabari, pentru că este și ziua internațională a tatălui. Vom vorbi și despre parentajul conștient și despre provocările pe care le au părinții în zilele noastre, cum își doresc ei să crească copii cât mai autentici, în plin contact cu propriile valori, dar și cu propriile emoții. Așadar, Dan, ce înseamnă un părinte conștient, un tată conștient? Te salut, Sorin, în primul rând, și le mulțumesc celor care se uită la acest video, pentru că eu cred că e o temă extrem de importantă, mai ales că marcăm Ziua Tatălui. Marcăm uh, importanța uh, rolului acestuia în creșterea copilului. Eu cred că, dincolo de momentul nașterii și alăptării, uh, rolul tatălui devine la fel de important, este la fel de important ca cel al mamei. Pentru că tatăl este primul exemplu masculin și cel mai important exemplu uh, masculin în viața copiilor săi. Uh, aș începe spunând un lucru. Sunt destul de dezamăgit de ceea ce se întâmplă în ultima vreme în, în societatea noastră. Deși vorbim de oameni cu educație, ajungem în stadiul în care pierd din vedere faptul că trebuie să se ocupe conștient de creșterea copiilor lor. Că tot este ziua Tatălui, mă gândeam la un titlu de genul Tatăl ștergeți ziua tatălui din calendar pentru că tatăl nu are timp să se ocupe, să o serveze. Știi, ceva de genul acesta. Sunt foarte, foarte mulți părinți, mai ales tați, care pun pe locul al doilea implicarea lor și rolul lor în creșterea copilor. Ba că sunt foarte ocupați, ba că pur și simplu aleargă după carieră bani, nu zice nimeni să nu faci toate lucrurile astea, dar să nu uiți că ai un copil acasă care are mare, mare nevoie de tine. Știi? Și, cum spuneam, parentingul ăsta nu e ușor. Nu e ușor deloc. Se învață zi de zi. Cu siguranță mâine vei fi mai bun ca azi. Nu ne-am născut, nu există facultăți de părințială, Fiecare copil este diferit în felul lui. Fiecare abordare trebuie să fie unică. Da, avem cărți citim foarte mult, da? Această carte deja mi se pare, n-am avut apucat să o citesc pe toate, dar din tot ce am citit mi se pare o revelație, dacă vrei. Dar totul se duce la nivelul personal. Până la urmă, părintele va ști cel mai bine cum este copilul lui, dar asta dacă va fi acolo, da? dacă se va implica, dacă va depune eforturi pentru asta. E foarte simplu să uh, trimiți copilul la școală, uh, eventual cu program prelungit și după aia să nu mai ai nicio implicare sau să ai tot felul de after, uh, cursuri after da, și tot felul de activități extra, extra, extra. Trimite copilul la specialiști, la specialiști, la specialiști, dar copiii în primul și în primul rând au nevoie de dragostea familiei. Cred că ai observat, te întreb acum și din perspectiva de uh, blogger în în parenting referindu-mă la uh, blogul Taticul, uh, dar și din perspectiva uh, de părinte, uh, crezi că în ultimul timp observăm uh, o implicare, să spunem, mai mare a părții masculine a taților în creșterea și în educația copiilor față de modelele pe care le-am avut noi? Pentru că aici, dacă stăm să contextualizăm puțin, să ne ducem în, în zona aceasta, în contextul socio-istoric-cultural, e o părere personală. Sentimentul meu este că există o deschidere mai mare în ultimii 10-15 ani de când parentingul conceptul de parenting și mai ales de parenting modern, conștient, a intrat în casele noastre, cred că există și tați, care se apleacă mai mult. Și asupra studiului, că tot ai pomenit mai devreme de dr. Șefali Țabari, un nume foarte important și foarte cunoscut în parenting, dar tot ce ține și de partea aceasta de informare, de educație, de cursuri, de workshop-uri, de ateliere, cum să fim mai aproape de copiii noștri. Lucrul pe care părinții noștri, în urmă cu 30, 40, 50 de ani nu prea le aveau. Da, mama era în special, mama era cea care se ocupa mai mult de creșterea și de educația uh, copiilor, iar tatăl era mai mult aș spune un furnizor de resurse. Da, salariul venea acasă și este clar că Asistăm la o schimbare că este o schimbare lentă uh, și cred că a fost destul de mult oprită de ultimii ani de pandemie și de grijile provocate de incidentele macro. Uh, în urmă, într-adevăr, se sizez o schimbare, în urmă cu șapte ani când am deschis eu, când am scris primul articol pe blog, um, am fost foarte criticat. Atât de partea feminină, cât și de partea masculină a cititorilor. Doar că erau foarte mulți. Și asta, până la urmă, am zis: nu are cum să fie, nu există publicitate negativă. Uh, clar, există un interes și atunci hai să continuăm. Uh, femeile cititoare mă trimiteau uh, pe șantier la munca uh, adevărată, masculină. Iar bărbații pur și simplu nu înțelegeau nimic și spuneau că sunt mult prea efeminat da? și că n-am ce căuta acolo. Dar cumva m-au încurajat uh, cifrele foarte mari și atunci am continuat. Uh, da, este o schimbare. Uh, vedem din ce în ce mai mulți tătici care împing cu mândrie căruciorul în parc. Uh, vedem tătici care își poartă copiii în marsupii la tot felul de evenimente doar că aș face o diferență între mediul urban și mediul rural, unde, da, mai ales în București, lucrurile sunt din ce în ce mai frumoase, dar dacă ne ducem la Vaslui, credem că tatăl tot la birt este, iar mama este cu 3-4 copii acasă și se chinuiește cu ei. Nu în ultimul rând, cred că pandemia a cam blocat intențiile de dezvoltare uh, pe acest aspect, pe, pe, acest subiect. Pur și simplu uh, ne-am trezit dintr-o dată apăsați de foarte, foarte multă povară și uh, mulți, uh, mulți dintre părinți se confruntă cu, destul de, cu probleme destul de serioase uh, psihologic. Știi? Uh, Le-a fost foarte greu uh, work from home stat tot timpul cu, cu exact. copiii, deși aparent la început a fost fine, între timp a devenit o povară. Pentru că părintele nu le știe pe toate, da, este nevoie să duci copilul uh, la specialiști. Părintele, eu nu cred că poate fi un pedagog și în geografie, și în istorie, și în chimie, și așa mai departe. Uh, dar și ei au pierdut echilibru. Eu militez foarte mult pe echilibru. Uh, în tot ceea ce spun în zona de, de parenting. Um, Implică-te, uh, nu lăsa în urmă proiectele tale, nu te sacrifica, nu suport chestia asta. Uh, M-am sacrificat pentru copil și iată de ce nu am reușit să fac tare lucră. Uh, copilul nu îți cere asta, te sacrifici până la urmă pentru tine, iar vorbind de parentingul conștient și promovat de doctor Șefali. Da? Uh, hai să mutăm uh, parentingul de pe copil parenting-ul uh, conștient, în care eu mă asum tot ce fac și faptul că vin cu un bagaj de emoții, de frustrări și așa mai departe. Deci uh, implică-te părinte, implică-te tată, că este foarte, foarte important, dar nu cumva să ajungi odată să spui că te-ai sacrificat pentru copilul tău, pentru că nu e ok. Îi pui copilului o povară pe umer după aia îngrozitoare. Știi că asta cu sacrificatul, eu cel puțin am auzit-o mai mult în rândul mămicilor, care, într-adevăr, stând mai mult cu copiii acasă și poate. Ne neajung, ajungând să aibă o carieră, fiecare a visat să aibă, poate, o carieră și să se dezvolte și profesional, stând cu copiii acasă și ocupându-se de creșterea și de educația lor, poate că ele au fost, să spunem, private de, de latura aceasta. Mă gândeam, care crezi că sunt nevoile reale ale copilului? Okay. În contextul în care uh, părinții noștri uh, mergeau mai mult pe uh, supraviețuire. Și sunt convins că, uh, dacă nu în familie, poate uh, în jurul tău, sau putem să ne referim uh, amândoi la treaba asta, am auzit uh, expresii de genul ai un acoperiș deasupra capului, ai cărți pentru a învăța, Bă, ai uniformă ai mâncare pe masă ai mâncare pe masă ai tot ce trebuie tu nu trebuie decât să înveți mergând da, dar pe ce modul mai mult, supraviețuire Părintele... da, ce mai mult în copilăria mea nu m-au lipsit um, lucrurile materiale ci îmbrățișerile ci afecțiunea deci nevoile uh, emoționale exact și asta am încercat eu să schimb cu ai mei copii fără a pica în uh, în extrema, mamă îi răspeți. Dar asta, iar și asta e un subiect, un clișeu, așa. Dacă le arăți pe multă dragoste, îi răsfeți, îi faci niște răzgâiați Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Eu am bunica, decis... bunica vine cu chestia asta, da, uh, da. mamă îi spune uh, nurorii sau uh, uh, fiicei, mamă, pupă-l în somn ca să nu da. știe că ți se urcă după aia în cap și devine copil răsfățat, apropo de mitul copilului răsfățat al lui Alficon. Exact, da, exact. Eu am ales să-mi încarc ai mei copii cu multă dragoste și cu afecțiune, să le arăt pur și simplu cât de mult îi iubesc, am un ritual la care țin, nu plecăm, nu ne despărțim fără să ne îmbrățișăm, fără să ne pupăm, nu îi las la școală fără să le spun, tati te iubesc, ne vedem mai târziu, seara nu adormim fără să ne pupăm din nou. Deci sunt măcar minime gesturi pe care le repetăm și le repetăm, Uh, și au devenit ritualurile noastre, obișnuința noastră în prin care ne arătăm afecțiunea. Eu m-am pupat copiii foarte mult, pe cel mic care are 3 ani și încă îl pup foarte mult, pe Sofia care are 10 ani, e, uh, ușor, ușor s-a îndepărtat ea, pentru că a mai crescut. N-am fost și n-a, deci credeți-mă, sunt cu ea de 10 ani, da, uh, zi de zi n-a, n, -a, n -a fost n-a nici, ajuns niciun copil răzgâiat, niciun copil care, vezi, Doamne, stătea doar de gâtul nostru, pur și simplu, acum, odată ce a crescut, are alte interese. Um, știi cum e? Nu mă mai pupa în public prea tare, că prietenele mele... Absolut. Uh, da, nu e în regulă, mă faci de râs sau din pe asta copiii cresc, încep să își dezvoltă universul din ce în ce mai mult și părintele trece pe locul al doilea ca interes pentru ei. Da? Ei, dar dacă tu în toată perioada asta ai fost lângă copilul tău și l-ai îmbrățișat și l-ai pupat și ai arătat afecțiune, el va rămâne cu imaginea asta întipărită toată viața. Și atunci când îi va fi greu, că până la urmă, de ce faci toate lucrurile astea? Ca în momentul în care copilul tău va avea nevoie de un sfat, va avea nevoie de uh, a plânge pe umărul cuiva, să vină la tine, părinte, și, și să nu se ducă la prieteni de ocazie sau străini. Știi? Se, se poate ajunge, cu cât copilul se duce în adolescență, tot mai mult se poate ajunge la niște situații uh, absolut aberante, da? Uh, și face un prieten azi. Uite, și, și doamna doctor Șefali vorbește de, de chestia asta. Se poate răzbuna copil involuntar pe tine, părinte, care nu i-a arătat afecțiune odată ce el crește, da? de la anturaje dubioase în care se duce, la sex ocazional. Da? Sunt tată de fată, are 10 ani, încep să mă pregătesc deja de adolescența ei rebelă. Dar eu nu cred că există adolescență rebelă, cu adevărat, dacă ai niște baze cu multă dragoste puse pentru copilul tău acolo. Eu cred că, până la urmă, dacă fata mea știe că în brațele mele are stabilitate, are liniște, mai pleacă, dar va reveni. Știe că acolo este oaza ei de pace, de liniște, de siguranță foarte importantă siguranța asta, nu la străin. Da? Ei își caută cumva uh, și validare uh, în afara familiei, mai ales uh, pe măsură ce cresc. Bineînțeles. Și chiar, și chiar vroiam să fac o mică glumă. Uh, fetele sunt apropiate. Nu e neapărat un mit, dar este, este și o realitate. Fetele sunt mai apropiate de tați, cum sunt băieții apropiați de mame. Și uite, în cazul meu, că fica mea face în curând 21 de ani, wow. n-am da, resimțit-o resimțit uh, și venea să zic că am făcut-o târziu. <laughs> n-am resimț resimțit-o ca având o adolescență rebelă. Cred că ține foarte mult odată de uh, și de ereditate, factorii de mediu, factorii de ereditari de tipologia fiecărui uh, copil. Dar să vezi când uh, uh, băiatul, cum e în cazul meu, care mai are un pic și face 15 ani, uh, Băi, dar te ții foarte bine dacă îmi permiți. Nu, <laughs> nu ți credeți vârsta. Să româna. E, să vezi atunci uh, când băiatul Fetele sunt cumva mai deschise spre îmbrățișări și spre partea asta de tandrețe și de empatie e, da, băieții, să vezi când te duci, când are 13-14 ani și are și el acolo un micro grup de, de prieteni Când da, da, vrei da. să faci anumite gesturi, băiat fiind, el uh, uh, vei, vei, uh, vei întâmpina o opoziție. O, o da? Deci, hai, lasă-mă în pace, nu am chef de asta, bine, nu-ți răspunde la întrebări. Deci este foarte, foarte, dificil. Mă gândeam acum să revenim la dr. Șefali Țabari și să te întreb ce facem noi cu mitul familiei perfecte. Apropo de ce spuneai puțin mai devreme legat de uh, societate și de faptul că ești dezamăgit. Dezamăgit sunt, sunt și eu despre Felul în care evoluează lucrurile. Uh, Dr. Șefalița Bari vorbește despre faptul că nu există familia perfectă, nu există părintele perfect, nu există copilul perfect sau relația perfectă, dar există frica, temerea părinților că vor eșua în calitate de uh, părinți. Asta, apropo, de ce spuneam puțin mai devreme. S-ar putea să vină un moment în care ne vom simți ca părinți neiubiți și respinși sau ne, ne, neacceptați. Până la urmă, chiar și o, o familie normală, să spunem, și care din afară poate este văzută, ma, acolo curge lapte și miere, în familia aia totul este zen, norișor, ros, așa mai departe, chiar și această familie ă, întâmpină greutăți, întâmpină provocări, și de aici cred că ar trebui noi să pornim în demontarea acestui mit al familiei perfecte, că aceasta, de fapt, nu există. Um, nu există familie perfectă, evident. Nu există familie perfectă nici pe departe, nici la noi, în familia Taticul. Um, greșim, ne certăm, um, apar tensiuni, dar important, cel puțin la nivel soț-soție, important este că alegem să continuăm pe același drum. Um, cumva eu sunt foarte familist din punctul ăsta de vedere. Um, odată ce am spus da, suntem căsătoriți de 14 ani, um, n-am intenționat niciodată să o iau pe, pe un alt drum. Îmi iubesc foarte mult copiii. Um, aș sincer că pentru mine a fost foarte, foarte greu când am prezentat Survivor sezonul 1, să stau șase luni departe de familia mea. Asta a fost marea, marea mea problemă psihică. A fost și pandemia, nu au putut să vină atunci și mi-a fost teribil de, de, greu. Îmi vedeam copiii online, da, ceea ce tot n-a fost suficient. Dezamăgirile de părinte sau așteptările, vorbește doamna doctor, foarte clar aici. Era o chestie care m a plăcut foarte mult și mi-am și notat-o. Ce îți dorești să fie copilul tău? Știi? Și doamna doctor răspunde așa. Responsabilitatea mea ca părinte este să cresc un copil care se cunoaște cu adevărat, conștient de valo valoarea lui umană înăscută, capabil să se exprime într-un mod autentic și să fie echilibrat în relația sa cu mine. Cu alte cuvinte, pentru mine pur și simplu nu contează ce carieră și ce stil de viață va decide să aibă copilul meu. Atât timp cât va rămâne fidel propriilor valori. Valori pe care noi părinții le insuflăm, le insuflăm de mici. Da? Încercările societății de a, transforma, de a o transforma pe fica mea într-o persoană diferită de ceea ce este ea cu adevărat, nu are nicio influență asupra mea. Hai să punem mai puține idealuri pentru copiii noștri. Hai să nu le mai ridicăm culmi. Standard. În fiecare zi, culmi. Uh, sigur, uh, trebuie să devii nu știu cine. Uh, sau uh, tot felul de, de aberații dintre astea. Uh, hai să vedem cum noi, în primul rând, putem fi părinți mai buni, cum putem să lăsăm din, în spate din bagajul emoțional negativ acumulat, de, de prin copilăriile noastre și, și să le oferim dragoste și siguranță. La fel, cei care ne, ne văd ar trebui să înțeleagă că noi nu vorbim de lasă copilul pur și simplu. Da? E o mare diferență în a Ajută-mă să mă exprim mai bine. Între, da. părintele, între părintele, și am mai discutat pe tema asta și e foarte bine că ai adus în discuție, să nu facem confuzia da. între părintele excesiv de permisiv, excesiv exact. de permisiv da. care mai și vine și spune... Eu sunt, un sunt cel mai bun prieten Sau eu sunt prieten foarte bun cu da. fiul meu Sau și mama zice cu fica și mea Nu. las copilul să facă ce vrea Exact da. Nu, înainte de toate eu sunt părinte Și copilul trebuie da. să aibă proprii lui prieteni Cu care să împărtășească Ideal ar fi să împărtășească aceleași valori dar eu nu mă substitui da. ca părinte unui alt prieten al copilului meu. Da, și nu-l las pe copil să facă uh, orice vrea el. Uh, a nu pune, a nu -sa drumul, nu înseamnă a nu uh, îi sufla în aripi și a nu-l ajuta. Uh, să își împlinească propriile idealuri. Asta e diferența între idealurile părintelui și idealurile copilului. Da? Um, hai să vedem spre ce sunt talentați, spre ce au înclinație. Hai să îi susținem în zona aceea. La dacă începem să vorbim despre educație, um, eu, um, crescut în comunism, um, învățam la, la toate, pentru note, în mod deosebit, da? Um, tot, am avut 10 pe linie, ok. Um, Într-un final, când am reușit să fiu independent, mi-am ales zona pe care uh, voiam să merg. Eu îmi doream foarte mult zona de comunicare, dar uh, uh, trebuia să învăț și fizică, trebuia să fac și toate cele. Um, hai să ne ducem mai degrabă și, uite, um, asta e o problemă a sistemului educațional românesc, din punctul meu de vedere. Uh, ca părinte, nu ca expert, care a rămas undeva în trecut. Nu ne ducem spre vocațional deloc cu educația copiilor. Da? Uh, au fost distruse până și școlile profesionale. Da? Dacă acel copil era bun uh, ca tâmplar, noi nu îl mai putem pregăti. Da? România suferă foarte tare din punctul ăsta de vedere că nu mai are meseriași. Da? Nu mai are meseriași. Uh, toată vechile, lumea se... vechile școli populare de artă și da. de orice altceva. nu mai vorbesc. Da. da. Toată lumea uh, termină o facultate, dar sunt doar uh, producătoare de diplome. Da? Specializarea reală, cei de-abia în câmpul muncii. Până atunci, ești aproape tabula tabula e niște noțiuni pe care nu știi să le folosești la nimic. Da? Uh, nu știi să aplici. Hai să mergem spre zone mai aplicate. La... Sunt multe, multe de discutat, de asta iată și dezamăgirea. Am plecat de la parenting, de la implicarea tatălui și ajungem la sistemul educațional românesc, care, doamne, câte lucruri ar fi de schimbat în țara asta. Știi cum e? Până la urmă, cred că și părinții și tații, dacă vorbim despre ei, sunt cumva un soi de, aș spune eu, de produs al societății pentru că cu siguranță fără să intrăm în zona asta a educației cu siguranță în alte sisteme de învățământ și în alte sisteme de educație și e cunoscut modelul finlandez și al țărilor scandinave Lucrurile acolo într-adevăr merg pe vocațional Și nu cum se întâmpla în cazul nostru Trebuie să ai 9 și 10 la, la absolut tot În ideea că poate cândva în viață Te va ajuta puțină chimie Puțină fizică, matematică și așa mai departe Și atunci părinții puțină au așteptat de realitate ceva. Cu, da. puțină, cu puțină sunt perfect de acord da a primi bazele, a învăța bazele a acestor materii este absolut ok. Dar sunt, după aia a, ajungi să tocești. Da? Avem niște elevi care nu fac altceva decât să tocească. Vezi chestia aia cu analfabetismul funcțional. Da? Că stăm rău de tot la testele alea în care ei trebuie să aplice. Da? La testele PISA. Parcă. Da? Uh, <laughs> Suntem produsul societății noastre. Um, aș vrea să și răspund la o întrebare uh, inevitabilă atunci când uh, critici sistemul: dar de ce nu te muți? Știi? Dar de ce nu te muți? Uh, pentru că nu, ăsta este scopul, știi? Uh, eu îmi cresc copii și dau în niște sisteme pentru că, slavă Domnului, fac eforturi pentru asta. Și uh, am reușit să-mi permit, îi dau niște sisteme educaționale um, care sunt diferite, dar cumva um, mi se pare că îi cresc într-o bulă. Da? Uite, asta este una dintre temerile mele cele mai mari, că tot vorbeam despre fiicile părinților. Când cresc copiii într-o bulă, și când vor ieși în societatea românească. Va fi, dur, va fi dur contactul cu, cu realitatea, de asta trebuie da. pregătiți pentru, pentru viață și părintele cred că trebuie să fie un observator, nu, nu să aibă un caracter intruziv, să intre peste spațiul intim al copilului, ci să fie un observator. Și eu am o vorbă uh, preluată cumva de la uh, psihologi, și psihoterapeuți și specialiști în parenting, uh, eu sunt aici pentru tine. Eu, ca părinte, sunt aici pentru tine. Atunci când ai nevoie de mine, eu sunt prezent. De asta, atenția conștientă, prezent, prezența conștientă, înțelegerea conștientă, toate sunt ingrediente care fac parte din uh, parentajul conștient și uh, foarte bine, m, uh, e foarte ok că ai punctat și treaba aceasta cu așteptările nerealiste. Faptul că. Părinții, din păcate, au aceste așteptări nerealiste. Chiar șefarii Țabari are un subcapitol care se numește chiar așa, dorința este a ta sau a copilului? a copilului, da. Eu îmi doresc da. ca uh, copilul meu să facă ceva pentru că n-am făcut eu și sunt frustrat pentru că n-am făcut eu în copilărie? Sau eu mă gândesc de fapt, bă, cam ce își dorește copilul ăsta? Sau la ce e el bun? Da. La ce văd eu abilitățile lui? Poate că nu-ți dai. Uh, uite, eu completez uh, această abordare spunând așa. Rolul meu ca părinte este să-i deschid copilului niște uși când e mic și să-i arăt niște drumuri, iar el ulterior să aleagă pe ce drum să meargă. Uh, în special, Sofia, care este mai mare, a fost interesată de foarte multe lucruri aparent. Uh, de balet, de canto, de pian, de tot felul. Eu am făcut-o posibilul să-i deschid ușile astea, să ia una, două, trei, patru lecții pe fiecare materie dintre asta, dacă vrei, dar după aia i a ales. Adică n-am forțat-o niciodată. Trebuie să te duci în continuare pentru că se supără nu știu cine sau pentru că uh, mai face nu știu care și trebuie să faci și tu. Iar Sofia, uite, a ales și, de exemplu, face balet de șapte ani. Și ea, când și crede că uneori ne este foarte dificil să o ducem uh, din militarii până în universitate și înapoi, da? Uh, Uneori poate fi foarte complicat pentru noi ca părinți să fim șoferii copiilor, Da? Dar ea insistă, da? Și merge de două chiar trei ori pe săptămână la balet de șapte ani de zile, pentru că îi place foarte mult. Deci ai, ai putea spune că și a descoperit un soi de, de da. vocație. Da. Da, Și că pe vremea uh, noastră, pe vremea noastră erau părinții care E, dacă tata a fost militar de carieră, urmezi și tu cariera militară. Dacă tata a fost medic sau mama a fost profesoară sau nu știu ce, e acel trebuie de care spunem, trebuie să continui da. tradiția. Da, da, Cu cât părinții erau mai citiți și mai școliți, cu atât regulile erau mai stricte. Pentru că, bine, dacă aveau bunici cu astfel cariere, era clar, totul foarte bine trasat. Ai mei, cumva, eu am avut norocul totuși ca ai mei să fie muncitori și să mă lase Și uh, în cazul meu ca la fel. Profesie, exact. da? Și odată ce am crescut, n-au mai avut ei un rol foarte important în stabilirea drumului meu, că pur și simplu erau, au fost depășiți de nivelul la care ajunsesem. Și nu, na. dar În cei cu familii tradiționale Educate, știi, cu... O, era în urmă cu 40 de ani să ai părintele cu facultate, era o performanță, știi? Exact. Dragii noștri, pentru că mai avem un pic, uite, și ne, ne expiră timpul. Două minute pe wow. zoom, da? Pe repede, așa, a fost astăzi alături de noi Dan Cruceru, blogger taticul, cool, de asemenea antreprenor, soț, tătic de doi copii, om de televiziune, prezentator și a fost o imensă bucurie să l-am ca invitat și să vorbim astăzi despre parentingul conștient de ziua internațională a tatălui, cartea familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent de Dr. Șefali Țabari, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Încă o dată, mulțumiri, Dan Cruceru. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc și eu mult de tot pentru invitație. Un singur lucru, dacă nu mai apuc să-l spun, fiți acolo, fiți lângă copiii voștri. E singurul sfat pe care l-am de dat Uh, pentru părinții la început de drum. Fiți acolo!